Cu această victorie, Energia a mai urcat o poziție în clasamentul Ligii Naționale. Se află pe locul 11. A fost un meci fără miză, a declarat tehnicianul Liviu Andrieș. Pentru noi nu conta din punct de vedere al clasamentului foarte mult, dar a fost un bun prilej de a ne pregăti și a ne apăra șansele la Final Four-ul Cupei României. Chiar dacă suntem considerați outsider, eu sper ca băieții să joace mult, mult mai motivați. E clar că vor fi mult mai motivați pentru că este o altă competiție și să scoatem un rezultat bun, printr-un joc bun, bineînțeles. Astăzi, cum a spus și domnul profesor, a fost într-adevăr un meci fără miză, dar spre bucuria mea pot să spun așa că avem trei jocuri în care ne exprimăm altcumva. Se vede că jucătorul care a lipsit acest Filip Mota foarte, foarte mult. Tehnicianul oaspeților, Aihan Omer, nu s-a declarat mulțumit de jucătorii săi și anunță că va coborî militaria din pod pentru a rămâne pe o poziție fruntașă în clasament. Probabil sunt puțin mulțumiți de locul care îl ocupă în clasament și astăzi nu au arătat adevărata lor valoare. Nici meciul n-a avut așa o miză extraordinară, dar eu sunt preocupat în special de jocul echipei mele și voi avea o săptămână în care voi fi mult mai exigent pentru a-i aduce puțin cu picioarele pe pământ și de a-i face din nou să joace ca o echipă unită și motivată. În același timp și selecționerul naționalei, Aihan Omer, a vorbit și despre actualul sezon al Ligii Naționale. Un campionat imprevizibil, așa cum știe toată lumea, trebuie să ai o pregătire bună, un lot numeros, să fii tot timpul conectat la fiecare meci, pentru că fiecare punct contează și la sfârșit poți să ai probleme dacă nu joci fiecare meci ca la un meci decisiv. Pentru Energia urmează acum turneul Final Four, care va fi organizat la sfârșitul acestei săptămâni.